Am venit de la școală și mi s-a făcut o foame. Mi-e poftă de pizza. Mami, tu mă auzi? Păi numai bine, am ajuns la Oradea Shopping City și știu aici o pizzerie bună. Așa e, Mara. Da, mami. Vezuv se numește pizzeria. Este în Fun Hub din Oradea Shopping City. Așa că haideți să încercăm cea mai bună pizza din Oradea. Și eu îmi doresc o pizza bună. Eu sunt prima. Eu a doua. Eu a treia. Vin și eu. Să nu mă uitați și pe mine. Și Ari vrea să mănânce pizza. Și nu numai că vrea să mănânce, ci ea, Ariana, ne va face pizza. Cum adică Ariana ne va face pizza? Dar nu pune ea pizza la cuptor, nu? Asta vom face noi. Ea ne va alege ingredientele. Iar noi vom pune pe pizza ce va alege Ari. Ea doar alege și noi punem pe pizza ce a ales. Noi îi punem în față toate produsele. Exact, mai multe tipuri de salam. Și ea ne va alege unul. Mai multe tipuri de brânză. Și ea ne va alege una. Și vedem la final ce gust va avea pizza aleasă de Ari. Aluatul de pizza. Eu am pregătit sosul de roșii, mozzarella sau parmezan, salamul. Legume, ciuperci, porumb, roșii, ceapă, doblecei și ardei iute. Toate aceste ingrediente sunt pentru o pizza delicioasă. Nu sunt doar pentru o pizza, sunt pentru mai multe tipuri de pizza, ca aceasta. Abia aștept să mănânc. Brânză și cașcaval. Acum se prepară pizza noastră. 4 formagii. Priviți tipurile de brânză. Asta e preferata mea. A voastră care este? Iar acum o pizza care are sos de roșii. Scrie-ne în comentarii cu ce ingrediente este pizza ta preferată. Pizza mea preferată e cea cu 4 tipuri de brânză. Mozzarella, parmezan, gorgonzola, emmentaler. Iar pizza mea preferată e cu nuci. Mie-mi place pizza cu chorizo. Și voi puteți mânca pizza de aici de la Vezuv, venind în Oradea Shopping City sau OTC, cum știți voi mai bine, sau comandând de pe Taz, ori sunând la numărul lor de telefon pe care îl găsiți pe Facebook, Instagram sau pe site-ul lor www.vezuv.ro. Ceapă caramelizată cu căpșuni. Ok, gata, așa mi stă foarte bine și se gătește foarte rapid. Pizza e servită. Mai urmează încă una. Ce bine arată. Wow, dar nu aveți răbdare, așa-i? Nici eu nu am. Abia aștept să văd ce pizza o să ne facă Ari acasă. Te salvez eu, Bri. Pizza cu nuci. Wow, arată într-un mare fel. Asta e brânză de capră. Frumoasă așa? Da, foarte bine. Foarte bine arată. Miroase extraordinar. Și voi puteți comanda pizza din aceasta de la Vezuv. Deja Ariana a ales primul ingredient. Dar încă nu le-a văzut pe toate. Ia priviți câte sunt pe masă. Nuci, parmezan, ciuperci, cireșe, brânzeturi fine, gorgonzola, emmentaler, brânză maturată, 7 tipuri de salamuri, zucchini, ceapă, mozzarella, pătrunjel, roșii, mere, ardei iuți, porumb, pelemea, brânză cremă, brânză cremoasă, cașcaval, dulceață de ardei iute și dulceață de ceapă cu zmeură. Oare pe care ingrediente le va alege Ari să le punem pe pizza? Să aleagă Ari mai repede ingredientele! Deja nu mai are răbdare! A vrut de toate! A vrut roșii, mozzarella, salam! Dar unde este sosul nostru de roșii? Aici e sosul pentru pizza!
Dar asta nu e suficient. Ca să facem pizza avem nevoie de un cuptor. De un cuptor cu vatră, așa ca la mama acasă. La bunicii acasă, mai bine spus. Iar pentru asta am improvizat și am făcut din cuptorul nostru de acasă un cuptor pentru pizza. Veniți! Am pus șamotă în cuptor și am încins cuptorul la maximum, deoarece un cuptor de pizza se încinge la 250 de grade minimum, iar pizza se coace în 2 minute. Abia așteptăm să vedem cum o să ne iasă o pizza făcută pe șamotă. Nu am încercat niciodată. Pe o cărămidă de șamotă. Dar pentru pizza, în afară de cuptor și ingrediente, ce ne trebuie? Scrieți voi în comentarii. Aluatul! Da, Ariana, vom face pe blatul din bucătărie aluatul special destinat acestui scop. Ta-da! E curat și uscat. Și Teodora voia să-l spele încă o dată. Nu, nu. Acum punem aluatul. Nu pregătim încă pizza. Lăsăm aluatul aici la crescut și așteptăm ca Ari să aleagă ingredientele. Păi, să meargă Ari să aleagă. Câte ingrediente trebuie să aleagă? Întâi va alege sosul. Sos de roșii, dulceață de ardei iute sau dulceață de ceapă cu zmeură. Haide, te aduceți ingredientele, Ari va așteaptă, nu-i așa, Ari? Dacă eram eu mai mică, eu alegeam. Acum le amestecăm și o lăsăm pe Ari să aleagă. Hai să vedem ce alege Ari, ce punem noi pe pizza. Asta. Hai, Ari, hai. Alege. Ajunge, îi le dăm mai aproape. Alege. Super, ce ales? Ceapă! E bună ceapa. Cu smeură. Am mâncat la pizzerie doar. Așa că prima pizza va avea dulceață de ceapă cu smeură. Bun, urmează rândul brânzeturilor. Le amestecăm și o lăsăm să aleagă. Hai să vedem. Stai să le vadă pe toate. Avem telemea, cașcaval, mozzarella și brânzeturi fine. Alege, hai să vedem cum se duce. Wow, brânzeturi fine. Dar trebuie super! Să... Hai să-i dăm și eu o bucățică. Și mozzarella vrea. Nu te vrea de aici. Următorul ingredient, eu aș zice să fie cărnița. Alegem cărnița acum. Tati, cu ceapă și cu brânză fină, crezi că merge cărniță? Pe o pizza ar merge foarte bine o bucățică de salam sau știu eu, un prosciutto crudo. Hai să vedem. Deci fii atent, Ari. Uite, avem aici 7 tipuri de salam. Alegem! Hai. Să vedem. Stai să vedem de care mă trebuie. Salam. Salam de Sibiu? Salam de Sibiu! Așa că vom face pizza cu salam de Sibiu. Brânzeturi fine. Ceapă caramelizată. Și acum legumele, care avem și salam. Avem o mulțime de data asta. Inclusiv nucile intră aici. La ingrediente proaspete, să zic. Nu-s numai verde. Adu și pătrunjelul. Sper să nu aleagă cireșe. Să o pizza aleagă... cu cireșe? Ce ciudat! Voia să mai mâncă vreodată pizza cu cireșe. Ea o să vrea ardei iute. Vedem acum. Avem roșii, ardei, nuci, porumb, cireșe, ciuperci, ceapă, zucchini și pătrunjel. Ari! Hai! Hai, Ari, hai! Ce vrei tu să alegi? Nu cred! Nu! Nu cred, era acolo ascuns! Și asta! No. Sunt multe, hai să o lăsăm să aleagă două. A ales și nuci. Deci avem așa, o pizza cu ceapă caramelizată cu zmeură, brânzeturi alese, salam de Sibiu, ardei iute, nucă și oare ce ar mai trebui pe o pizza? Mai am încă două toppinguri de brânză, să zic așa. Brânză cremoasă și brânză cremă. Ce pizza va ieși din aceste ingrediente? Acum, Ari, brânză cremoasă sau cremă de brânză? Tapu-tapu. Hai, Ari, vino aici. Aia, a zis, aia. Bun, deci brânză cremoasă. Și acum să începem următorul. Mai întâi modelarea aluatului. Este o făină specială de granulație mai mare. Aluatul nu l-am pregătit noi, l-am luat gata preparat de prietenii noștri de la Vesuv. Mihai a făcut o treabă excelentă!
îi găsiți fie în OTC, adică Oradea Shopping City, sau online. Trebuie făcută marginea. Apoi se ia și se întinde. Hai că-mi iese. E aluatul foarte bun. Aici trebuie adăugate ingredientele. Primul ingredient este ceapa cu zmeură. Ceapa caramelizată cu zmeură. Iar eu voi pune acum brânzeturile. Să punem din toate. Ce bine arată. Mami, dar are ales și mozzarella. Punem și puțină mozzarella, pentru că sigur va fi mai delicioasă pizza. Nu exagerați cu mozzarella, pentru că se va întinde foarte tare. Bine, e delicioasă și mie îmi place mozzarella. Vă place mozzarella în pizza? Scrieți-ne în comentarii. Iar acum să punem câteva felii de salam de Sibiu. Le aranjăm ca la pizzerie. Iar acum următorul ingredient este ardeiul iute. Și mai era o legumă. De fapt nu, că nu o legumă. Sodocop ardeiul iute. O fi suficient? Mai taie, Mara, mai taie. Și acum să-l punem pe pizza. Cât egal. Ideea e să nu pun mâna la ochi, pentru că o să mă usture toată ziua. Punem frumos fiecare felie de ardei iute. Apropo, eu am și ardei normal în frigider. La următoarea pizza vom pune și ardeiul. Cu ardeiul gras vom înlocui ardeiul iute. Și acum la cuptor! Luca, Luca! Luca! Cum am putut uita Luca? Mara, mai pune Luca, nu e iute. Vă place Luca în pizza? Eu o ador. Îmi place foarte mult cum arată. Abia aștept să văd ce gust va avea. Dar pentru siguranța produsului finit, eu voi introduce pizza la cuptor. Și sper să reușesc să o desprind. Cuptorul e încins. Tati, rapid așa! Cred că ar trebui totuși să-mi pun mănuș. Siguranța înainte de toate. Și... da, haideți că se mișcă. Pizza la cuptor pe vatră. De fapt, pe șamotă. Să vedem. Pizza noastră s-a lipit pentru că nu am pus făină pe tavă. Asta am reușit. Să vedem ce iese. Cred că nu a fost un lucru atât de rău că am pus-o mai în față. Așa nu s-a ars. Ia să vedem cum e. Trebuie întoarsă. Foarte bună soluția. Și foarte practică. Am întors pizza, o mai lăsăm un minut și o scoatem să vedem ce gust are oare. E gata pizza noastră și rezultatul final e aici. O fi coaptă, o fi bună și o punem aici. Mara, filiază-o. Pe lângă cuțitul de pizza rotund, am și cuțit de pizza mai special. Să încercăm cu acesta prima dată. Pe pizza pe el. Eu zic că pe rotund e mai ușor. Mara, lucrul mai ușor. Și gata! Bravo, Teo! Să o punem pe masă și să gustăm. Oare ce gust are! Și acum pregătim pentru Ari sosul de roșii și dulceața de ardei iute. Ales! Dar nu asta! Are sosul! Hai să alegi sosul, hai! Pe partea cealaltă, Ari! Ari! Pe care îl vrei? A pus mâna prima dată pe acesta, a făcut asta! Deci facem cu sos de roșii, deși acum se joacă cu dulceața! Păi e clar, a treia pizza va fi cu dulceață de ardei iute! Așa făcea! O lăsăm pe Ari să aleagă din nou două tipuri de brânzeturi. Hai, Ari! Hai și alege. Ce vrei? Ia să vedem. Ce vrei? Lasă, Bri, lasă-o. Lasă să aleagă. Telemea? Nu! Pizza cu telemea? Hai, mai alege unul. Și cașcaval! Bun! Vom face pizza cu telemea și cașcaval. Iar acum următorul ingredient, al treilea, să fie o legumă. Desigur, aducem toate legumele, inclusiv merele. Oare merg mere cu telemea? Orice merge cu sărat. Wow,
Ari e super vorbăreață, deja se atașează de mere, văd. Și asta nu vrem un lucru foarte bun, pentru că noi ne dorim să facem cu alte ingrediente, poate mai delicioase. Hai, Ari, le punem aici pe toate, le așezăm. Ardeiul și nucile, eu zic să nu le mai aducem. Ceapa! Bun! Și încă unul, Ari! Și încă un ingredient. Hai, mai alegem. Hai! Roșii! Va fi ceapă roșie cu roșii. Eu zic să mai alegem unul pentru că avem o grămadă de ingrediente proaspete. Aripe, care le vrei? Porumb! Să le luăm! Și porumbul e de granulație mică. Mai punem ceva? Ciupercile deja le ales. Deci până acum avem așa: sos de roșii, telemea, cașcaval, roșii, ceapă roșie, porumb, ciuperci, pune și un tip de carne. Când beau. Las-o, mami, așa, această pizza să fie vegetariană. Da. Lacto-vegetariană. E momentul să scoatem pizza de la cuptor și să o gustăm. Sper să fie bună. Și coaptă, tati, pentru că noi nu avem cuptor de pizza adevărat. Eu zic că improvizația pe care am făcut-o e perfectă pentru pizza evatră. Așa să fie, tati, cum zici tu, Doamne ajută. Hai să vedem. Am avut sau nu am avut noroc cu șamota noastră? Să încercăm. Pizza făcută de Ari e prima pizza. Urmează încă două. Eu am adus farfurile. Iar eu șervețelele. Eu am adus sosul de roșii. Așa că împărțim. Să împărțim pizza. Să vedem ce bunătate ai făcut tu aici. Să gustăm. Blatul e copt și e pufos și elastic totodată. Ia să-mi pun și sos. A ieșit perfect această felie de pizza. Nu este arsă absolut deloc. Nici abia. Așa că prima pizza e bine coaptă. Haideți să vedem gustul. Gustul e extraordinar. Nu vine să cred ce pizza a ieșit. În principal, blatul a fost foarte bun. Este foarte bună pizza. Dar și ingredientele alese de Ari sunt excelente. Ari, miam, miam. Miam, miam. Miam, miam, miam. Cum e? Cum e? Cred că îi place. Eu îți vreau să începem să punem ingrediente pe a doua pizza. Să mergem! Eu nu mai am răbdare. Mie totuși mi se pare cam dulce. Și asta cred că e de la ceapa aceea caramelizată cu zmeul. Gorgonzola merge perfect cu dulce. Și bucata aceasta de aluat arată excelent. O întindem bine în mână, apoi o punem jos și facem marginile. Și după o mai învârtim un pic. Punem aici în făină. Să iasă mare asta. Eu cred că este la fel ca cealaltă. E mai mare, Bri? Ce zici? Voi ce ziceți? E mai mare? Da. Sau mai o dată la întins? În mână pare foarte mare, dar când o lăsăm jos, se strânge. Asta înseamnă că este un aluat de foarte bună calitate. Haideți! Ingredientele, fetelor! Să o punem pe bucata de carton. Punem făină de data asta, nu mai greșim. O luăm, o mai întindem un pic. Nu mă pricep să fac chiar ca un pizzer adevărat. Dar am mărit-o! La fix! Pe pizza ce trece, noi ne experimentăm. Tăiem bucățele de telemea. Acum pun telemea-o pe pizza. Nu punem mai întâi sosul. Am uitat de sos! Mara pune sosul! Uh-oh. E greu când nu facem fiecare zi pizza. Voi gătiți pizza în casă? Știți, pizza a fost inventată, cred că în Italia, și rețeta a pornit de la ingredientele care i-au rămas prin frigider, să zic așa, sau prin casă. Pur și simplu a făcut prima pizza cu ce avea. Și apoi s-a dezvoltat și a ajuns ca în zilele noastre să se facă de toate, chiar și cu lucruri dulci. Să punem sosul de roșii. Oh, nu! Fețele noi de masă! Se întâmplă și accidente. Ce se spală? Pudărit? Una, două, trei, patru, cinci. Oare și eu? Eu da! Deci victime, cinci fețe de masă și un tricou. Întindem sosul. Marginea o prăstrăm, n-o dăm. Așa e. Acum pot pune telemeaua. E rândul meu să pun cașcavalul. Acum punem ceapă. Următorul ingredient este roșia, pe care o voi tăia feliuțe subțiri.
Eu am tăiat deja ciupercile și le pot pune peste pizza. Belșug, mie îmi plac ciupercile pe pizza. Așez frumos roșiile pe pizza. Urmează porumbul. Și porumbul. Ei, arată bine? Scrieți în comentarii dacă da sau dacă nu, dați un mare like. Iar acum să mergem cu ea la cuptor. Cuptorul e pregătit. Eu mă ocup de asta. Deja sunt mult mai experimentat și sunt convins că mă voi descurca mai bine. Pentru siguranță, mânușile și... E, ce părere aveți? De data asta mi-a ieșit mai bine. De data asta ți-a ieșit perfect, tati. Mersi, Teo. Sper să fie perfectă și la gust. Dar asta vom vedea după ce alege Ariana a treia rețetă de pizza. Așa că hai, Ari, să alegem cu rețetă. Ariene răbdătoare, hai! Știam că există pizza și fără sos. De aceea îi punem Arianei de data asta și un pahar gol. Care, Ari? Hai, Ari, alege! Yes! Paharul gol! Iar pizza fără sos este... Această pizza fără sos este preferata mea. Iar pizza fără sos se numește quattro formaggi. De aceea o să o punem pe Ariana să aleagă 4 tipuri de brânză. Și are de unde? Gorgonzola, emmentaler, mozzarella și cașcaval. Mai are și parmezan și brânză tare. Nu mai are brânză tare? Cineva a mâncat-o? Am luat doar o bucățică. Da, din 2 care au fost. Parmezanele mea, brânză, cremă, mozzarella. Ari, surprize! Ce alege fetița? Ia, bun, asta, da? Hai, mai alege! Pe care mai vrei de aici? Ales! Mozzarella! Bun, ce mai avem? Hai. Parmezan, cașcaval, Philadelphia, brânză cremoasă. Era nehotărâtă! Cașcaval! Bun! Și acum avem așa. Parmezan! Să vedem. Brin încearcă să o influențeze și Ari alege... Ari, hai! Și... Parmezan! Deci, avem cele 4 tipuri de brânză. De fapt, la noi sunt 5. Merg. Cu care vom face pizza 4 sau 5 formaggi! Să vedem cum e cealaltă pizza și să o gustăm! Miam. Repede, că deja miroasează. Oare am ars pizza? Miroase un pic ars. E focul prea tare? Sau trebuie întoarsă? Ia să vedem. Pare să fie în regulă. O mai lăsăm un minuțel și o scoatem. Dar până atunci să pregătim a treia pizza. Întâi de aluatul, punem brânzeturile și asta e tot. S-a umflat foarte tare cât a stat la frigider. Oh, wow! Îl întind pe mâini. E mai ușor. Ca un adevărat pizzer. Și... pizza noastră e gata. Sper să fie gata. Perfect! Pare delicioasă. O tăiem și o lăsăm să se răcească și punem la cuptor a treia pizza. Începem cu mozzarella, baza tuturor pizzelor. Acum punem brânză emmentaler. După ce am pus parmezan, pun și cașcaval. Și la cuptor cu ea arată evis. Îmi face o poftă. Deci până la urmă am făcut pizza bună și acasă. Și pizza cu numărul 3. Ce repede e băgat-o. Ce să mai... merge din ce în ce mai repede. Expertat! Mulțumesc, Teo! Deci putem face foarte bine și o pizza de calitate acasă. Noi am avut un mic ajutor. I-am avut pe prietenii noștri de la Vesuv. Le mulțumim pentru sprijin. Așa că urmează să gustăm ambele pizza și să zicem cât de bune sunt. Da. Wow, pizza aceasta lacto-vegetariană arată incredibil. Wow. Și cred că și gustul este fenomenal. Hai să vedem. Cum se întinde. Pizza adevărată. Iar Brișa a făcut pizza margherita din ea. Pizza margherita.
Pizza noastră, 4-5 formagii, e aproape gata. Am creat din cuptorul de acasă un cuptor pentru pizza Evatra. Wow! Prinde culoare și deasupra. Și ia să vedem. Mamă, ce fel arată! Excelent! Puteți încerca și voi acasă, liniștiți! Dacă sunteți adulți sau doar sub îndrumarea unui adult. Gata! Produs finit! Neami, neami, abia aștept să o gust!